ordinară din dată convocată pe dispoziția 1577 din 26 a 10-2007. Prezent sunt un număr de 20 de consilieri, din total 21. Supun la vot ordinea de zi. Spune domnul Holman. Să retrageți proiectul 1, 7, 8 și 10. Pentru că, vă rugăm să mai discutăm unele probleme. Consider că de așa suntem la sfârșitul lui Octombrie. Avem tot timpul nou, impietează absolut nimic mersul bun al primăriei. În primul rând, cred că săptămâna asta s-a anunțat, se va da o jurnată de urgență și se va alota codul fiscal. În multe din aceste proiecte este pur și simplu se implementează. O să avem buget. O să ne ajute foarte, foarte mult la repartizarea banilor respectiv. Și mai, dacă se poate, e o mână întinsă prietenească. Nu, să nu considerați că e altfel. Vă rugăm să mai discutăm aceste proiecte. Da. Modificările la codul fiscal, pe de o parte, unele dintre ele au fost deja făcute, nu privesc cuantumul taxelor și impozitelor pentru anul viitor, ci sunt de cu totul altă natură, care privesc mai mult obligațiile fiscale ale salariaților și ceea ce privește trezoreria. De principiu, e dreptul dumneavoastră al consilierilor de a propune amendamente și tot dumneavoastră veți vota. Eu personal nu voi retrage nimic de pe ordinea de zi. Sigur, mă bucură foarte mult deschiderea dumneavoastră ca atunci când se repartizează bugetul să primim și noi mai multe fonduri de la Consiliul Județean și chiar vă rog să vă implicați ca în acest, sau ca în anul 2018 să nu mai fim tratați la fel ca în acest an, când primăria municipiului Roman, bugetul primăriei municipiului Roman a fost văduită de circa 15 miliarde de lei vechi. Deci toată deschiderea și aveți o mână întinsă din partea primăriei municipiului Roman atunci când veți dori să atrageți și să aduceți bani de la Consiliul Județean sau din orice altă parte pentru primăria municipiului Roman. Știu, dar atunci hai să nu mai... adică vorbim discuții. Concret, când putem să facem, știu foarte bine că ați încercat să faceți diligențe pe lângă conducerea Consiliului Județean, însă, până acum, rezultatele sunt acestea care sunt. Dovadă că nu-i ascultă. Problema, să știți că acolo sunt multe probleme pe care le-am fi putut discuta și deci, eu repet, aveți tot dreptul să propuneți modificarea ordinei de zi. Eu personal nu voi retrage nimic. Sunt colegii consilieri care pot vota și de asemenea vă mai spun un lucru. Nimeni nu vă împiedică ca la fiecare proiect în parte să discutăm problemele dacă acestea chiar există. Mulțumesc. Propun un punct suplimentar diverse. Supunem la vot în forma inițială 16 plus 2 suplimentare plus 1 diverse. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere mai multe. Să votăm procesele verbale din ședința din 28 a 9-2017, ședință ordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Procesul verbal din 3 a 10 a 2007 la ședința ordinară a Consiliului Local Român. Cine este pentru? Împotrivă? Procesul verbal din data de 9 a 10 a 2017. Cine este pentru? Și procesul verbal din 12 a 10 a 2017. Cine este pentru? Și din, din data de 18 a 10 a 2017. Cine este pentru? Proiectul numărul 1 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil.
avizul Comisiei Judice. Aviz favorabil. Discuție dacă sunt? Spuneți, domnul Copac. Și am trecut, dar l-am avizat în decembrie. 18. Dar nu contează asta. Sunt mai multe solicitări. Astăzi chiar am fost prin două locații, una în Sfirodara și una în cartierul Mișcăruș. Funcționarea. Unii care sunt în zona 2, noi nu avem condiții nici în zona 3. Cei din zona 3, eu credeam că pot avea să, încredere la dumneavoastră, să fie amenată să fie două care nu este cu nimic asta, ca să reanalizăm printr-o comisie mai largă fiecare dintre cele patru zone, A, B, C, A, B, C. Veniți cu propuneri concrete, că aici nu înțeleg până la care e problema. Sunt foarte multe, dar dacă nu s-a putut, Tudor Vladimirescu, în ce zonă e vorbit? Din ce punct de vedere? Fiscal, din ce punct de vedere. Deci nu trebuie să luați din punct de vedere geografic, da? Nu, domnule, trebuie fiscal. Să luați din punctul de vedere, fiscal. Fiscal al rețelelor și al, da? Da. Bineînțeles. Infrastructurii și așa mai departe. Ce probleme are Dumnezeu? Are canalizare? Are gaz? Nu am întrebat și eu. Are energie electrică? Are asfalt? Are apă? Deci, m-a să rămâne domnul aia, nicio întrebare, da? Mulțumesc. Mă bucur că sunt atât de clar. Foarte, foarte clar. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cetit? 6 abțineri. Proiectul numărul 2 privind aprobarea inventatului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei Urbanist și Administrarea Teritoriului? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3 privind aprobarea concesionării unor terenuri. Avizul Comisiei Urbanist și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supun la vot în bloc cele patru locații. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 4 privind aprobarea vânzării unor imobile. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supun la vot în bloc toate 5 locații. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 5 privind aprobarea desmembrării unui teren. Avizul Comisiei Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu mai dispați. Proiectul numărul 6. Privind stabilirea destinației locuințelor situate în sala fabricii. Acțiuni Comisiei Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 7 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Roman, servicii publice de interes local subordonate fără personalitate juridică și Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman, anul 2018. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Spuneți, domnul Roman. Avem foarte multe posturi vacante în organigrama primăriei. Din aparatul de specialitate a primarului, din 204 sunt 153 ocupate, iar de la Direcția de Asistență Socială, din cele 40 de funcții, 15 sunt ocupate.
primăria Lepce. Vreau doar să pun o întrebare, chiar am unul din punctele care aș fi vrut să discutăm mai pe larg cu domnul primar și cu aparatul dumneavoastră de specialitate. Că cât o să ajungă funcțiile astea care sunt vacante, sunt bugetate, le vom bugeta în buget? O primă întrebare. Nu, deci ele nu vor fi bugetate. Eu vreau să vă mai spun, să vă mai spun un lucru. Acest principiu al descentralizării presupune alocarea unor atribuții mult mai numeroase către primării și către consiliile locale. Din păcate, niciodată descentralizarea nu s-a făcut și cu alocarea de fonduri, ci doar din punct de vedere al obligațiilor. De asemenea, apar și foarte multe inițiative legislative care pun în sarcina primăriei o serie de atribuții care, de asemenea, nu erau până la acest moment. Sigur că, după cum știți și dumneavoastră, acea majorare cu 20% din luna februarie și legea unitară a salarizării a avut un impact important asupra bugetului primăriei municipiului Roman. Dacă ați observat, în acest an și numărul angajărilor a fost destul de redus la nivelul primăriei municipiului Roman și am încercat doar acolo unde era strict necesar să mai scoatem la concurs câte un post. Vreau să vă informez că și anul viitor vom proceda de aceeași manieră, în sensul în care, chiar dacă vom mai avea ieșiri din sistem pe cale naturală, vom încerca pe cât posibil să mai suplinim activitatea cu cei pe care îi avem în momentul de față în instituție, tocmai din dorința de a avea un buget mai generos la investiții. Pentru că e foarte, foarte important. Multe primării sunt faliment. Știu, aveți perfecte dreptate. Nu e cazul ca principiu, nu e cazul unei primării de municipiu, însă problemele care pot apărea, diminuarea fondurilor pentru investiții. Noi vom încerca pe cât posibil să păstrăm sub control această schemă de personal. Mai mult decât atât, să știți că sunt și o serie de obligații legale care ne impun crearea unor costuri și chiar dacă noi le ținem vacante, prin oamenii pe care îi avem deja angajați, încercăm să acoperim și acele obligații legale. Vă mulțumesc! Supunerea la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? 6 abțineri. Proiectul numărul 8, privind modificarea HR 254/2016, privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Aviz în Comisie Buget, Finanțe? Aviz favorabil. Aviz în Comisie Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. 6 abțineri. Proiectul numărul 9, privind aprobarea priorii în proprietatea municipiului Roman a unui apartament. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanist, administrarea teritoriului? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul numărul 10, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 6. Proiectul numărul 11, privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2018 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acestor unor persoane fizice. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul numărul 12 privind încheierea unui acord de parteneriat. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ. Aviz favorabil. Nu. Cultură. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri.
proiectul numărul 13, privind aprobarea acordului de colaborare între 10 diobetii Comitex SRL și Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului Sătucului Moș Crăciun în perioada 1 decembrie 2017-28 februarie 2018. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul numărul 14, privind rectificarea bugetului local consolidat și a listelor obiectivelor de investiții, Spitalul Municipal de Urgență Roma și a Direcției de Asistență Socială pe anul 2006. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Spuneți. Anexa 2 și 3 nu particip la vot. Aceeași precizare o fac și eu la anexa 2 și 3 nu particip la vot. Supunem la vot. Cine este? Pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 15 de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 93 din 10-7-2008 privind aprobarea listei spațiilor și terenul aferente din proprietatea privată a municipiului Roman și urmează a fi văzute potrivit prevederilor OUG numărul 68-2008 și desemnarea reprezentanții Consiliului Local în Comisia de Vânzare a Spațiilor Medicale. Avizul Comisiei Urbanii și Amenajarea Teritoriului? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt și toți numele propuneri. Propuneri. Cine? Domnul Bogdan Andrieș la prima, da? La prima comisie. La vânzare, da. Bogdan Andrieș. Altă propunere, dacă mai este? Domnul Holban Constantin. Holban Constantin. Și mai trebuie să treia. Un suplent, da. Suma Daniela. Suma. Nu, misia de vânzare a spațiilor medicale. Bogdan Andrieș și o propunere, da? Prima. Altă propunere. La voi a fost domnul Holman. Holman. Și un suplent. Am înțeles. Bogdan Curcudel. Altă propunere mai sunt? Propunerile pentru Comisia de Contestație. Mai este una? Contestație. Propunerea sunt aici. Andrei Fron. Da. Altă propunere? Dana Păiuș. Așa, așa. De la dumneavoastră? De la voi. Domnul arhitect. Domnul arhitect, da. Altă. Scuzați. Scuzați, scuzați-mă. Propuneam doamna... Doamna Hamlet. Nu scuzați. Scuzați-mă. Păi arăți bine. Da, da, da. Nu știu ce să faci. Mai puțin.
Votul de se exprimă prin presarea de barat a numelui candidatului ales. Votul contra se exprimă prin barare a numelui candidatului ales. Alegerea membrilor se face cu votul majorității consilierilor în funcție. Doamna Chiriulai? Domnul Andrieș? Domnul Arvan? Domnul Baran? Domnul Com? Domnul Ghica? Doamna Hampi? Да, ну, возможно, да.
Eu înțeleg. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? N-am invitat. Proiectul numărul 7 privind aprobarea încheierii unui contract de comodare. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil cu un amendament. Perioada va fi de minim, va fi o perioadă de 5 ani și nu în anul școlar 2017-2018. Articolul 1. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Supunem la vot cu amendamentul Comisiei Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Și proiectul numărul 18, privind aprobarea consumului total anual de carburant pentru unele autoturiste. Avizul Comisiei Buget, Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Și proiectul numărul 19 diverse. Domnul primar, aș face un apel la dumneavoastră să găsim o soluție pentru oamenii care vin în piață cu bureți. Am văzut niște scene, dumneavoastră poate vă vin să le gândiți, dar am văzut niște scene nu tocmai plăcute, cu băieții noștri la poliția locală, un comportament foarte agresiv față de persoanele care erau cu ghieb în piață. Acele persoane dețineau certificat fizor sanitar? Nu cred. Nu. Dar de-aia, poate găsim o soluție. Deci, noi am încercat să facem astfel de demersuri. Am discutat și cu reprezentanții de la Direcția de Sănătate Publică. Răspunsul a fost comerțul cu flora spontană este un comerț ilegal. Drept pentru care poliția locală nu și-a făcut altceva decât datoria, noi ne-am dorit chiar amenajarea unui loc special pentru desfășurarea acestui tip de comerț, însă discutând de un comerț ilegal, nu putem să procedăm în acestea. Tot respectul pentru băieții de la poliția locală, sunt băieți de bună credință, dar în momentul în care o femeie cu trei copii lângă ea, dintre care unul mic, cred că avea câteva luni, și s-o iei, s-o bruschezi, nu stă bine. Da, eu nu am această informație. Dacă dumneavoastră ați văzut personal acest lucru, chiar am să vă rog să-mi faceți o informare. Doamna Flora? Ce vă zici, doamna Flora?
Nu, a văzut, era... Ați văzut dumneavoastră, erați prezentă, doamna Floran? Da. Eu... Ați spus nimic? Trebuia să-mi comunicați în momentul ăla. Știu că de regulă când se întâmplă ceva, mă sunați imediat. De data asta, a spus doar că vi s-a spus. Acum e prima dată când îmi spuneți că ați văzut dumneavoastră. Deci, e o problemă foarte serioasă aceasta cu flora spontană și trebuie să mai înțelegeți un lucru. Atâta timp ce nu dețin actele legale pentru comercializarea acestor produse, putem genera o serie de intoxicații care pot duce până la deces. Și cineva trebuie să-și asume acest lucru. Poate nu e o măsură tocmai populară și strânim o anumită simpatie față de aceste persoane, așa cum spuneți și dumneavoastră, cu copii, persoane în vârstă, care, sigur, depun un efort pentru a culege aceste produse, însă acest lucru trebuie să se facă doar în scop personal și nu în scopul comercializării acestora, repet, fiind vorba de un comerț ilegal. Adică vreau să privim cu tot pragmatismul această situație și nu neapărat să dăm într-o latură sentimentală, care, sigur, ne poate afecta, dar în același timp, haideți să înțelegem și obligațiile pe care le avem noi, atât eu ca primar, dar cât și dumneavoastră ca legislativ local și care trebuie să înțelegeți limitările pe care le avem din punct de vedere legal. Dacă dumneavoastră propuneți acum, împotriva legii, să dăm o hotărâre să vindem produse din flora spontană, sunteți liberi să o facem. Găsim o soluție pentru ca să nu se mai întâmple asemenea... Soluții ca să nu se mai întâmple este să intre în legalitate. Ori, din câte am înțeles, aceste produse din flora spontană nu vor primi niciodată autorizație fitosanitară de la Direcția de Sănătate Publică. Acesta este un lucru foarte simplu, pentru că, la fel, dacă vă mai uitați, se mai comit fapte antisociale de persoane cu câte 3-4 copii pe lângă ei, când vă fură un telefon sau un portofel. Dar nu se strânește aceeași reacție sentimentală, da? Deși sunt înconjurați de aceiași copii. Haideți să nu... Spontană. Nu e din flora spontană, e din flora locală. Și nu din flora ordeană. Mulțumesc. Apropo de asta, o problemă. Eu m-am dus la Teatra Neamț, l-am mâncat cu soția și m-am dus și m-am cumpărat ghede. Piața, e plină la Teatra Neamț, în două sectoare, sute de pusari. Și la noi nici nu s-a făcut perioada asta în Nadealul Mărului. În schimb, am văzut de zeci de ori niște comercianți, așa zici în pichile mele, care făceau la cuveta de la Bicazul, că l-am și întrebat. La Bicazul Ardelean și aducea pe gargola, unde se dă de când eram noi mai tineri. Bun. Nu am văzut un polițai când erau cu 100 de saci. N-am văzut pe nimeni. Când discutăm acum, cât timp? Cu două săptămâni. Am înțeles. Am să vă rog ca dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de consilier, atunci când constatat astfel de lucruri, fie să-mi aduceți la cunoștința mea, fie pe numărul scurs 0233984 la poliția locală, astfel de lucruri când se întâmplă. Legat de ceea ce spuneți dumneavoastră de Piatra Neamț, îmi place că vorbiți de piața de la Piatra Neamț. Să știți că nu e dată în folosință nici acum. Bine, deci nu putem discuta de piața de la Piatra Neamț, ci e un comerț ambulant care se întâmplă. Da. Așa, dacă ieși și mergeți în zona de munte, o să vedeți comerț ambulant și pe marginea străzii. Noi însă, v-am spus, avem anumite obligații și trebuie să ne asumăm anumite măsuri, chiar dacă nu sunt foarte populare, trebuie să privim pragmatic lucrurile și să ne asumăm atât lucrurile bune pe care le facem, cât și cele care poate nu plac cuiva, dar care trebuie să fie în spiritul legii. Nu mai punem la zacuschi, domnule. Dacă e așa, vă trimite undeva și rezolvăm problemele. Vă mulțumesc mult! Dacă nu suntem la diverse, s-a început cu cetățenii, nu știam că avem punctul ăsta. Aș vrea să vedeți și eu problema handbalului Romașcan, dacă se poate. Da, ce anume? De finanțare vreți să vorbim? Care sunt relații de finanțare? De la finanțare, că nu mă dau în lături de la niciodată. De la finanțare, de la rezultate,
și responsabilitate. Dar plătăm, să știți, articolul care l-ați dat la ziarul de Roman. Nu a fost, a fost nu știu, o conferință de presă. Eu am văzut ziarul de Roman. Da. Și chiar... Și, dacă tot v-ați uitat în ziarul de Roman, să știți că și eu am citit articolul, mi-a plăcut foarte mult că a dat în ultimii 5-6 ani pozițiile pe care le ocupam după noi. Adică ați văzut că suntem oarecum tot acolo, nu e așa dramatică situația, însă eu am vrut să trag un semnal de alarmă. Pe de o parte, sigur că și echipa trebuie să obțină rezultate mai bune și e foarte bine că ridicați acest subiect, însă problema cea mai importantă și pentru a putea lua niște măsuri, inclusiv financiare, împotriva jucătoarelor, trebuie să fim și noi... Nu, știți foarte bine care sunt realitățile, știu că sunteți un iubitor al handbalului și un susținător și de aceea v-aș ruga pe cât posibil, haideți să, împreună, să creștem presiunea pe Consiliul Județean pentru a veni alături de CSM Roman, pentru că în momentul de față este singura echipă din Liga Națională care primește finanțare doar de la unitatea administrativ-teritorială, respectiv de la Primăria Municipiului Roman. Toate celelalte echipe, pe lângă sponsorii privați, și avem și noi sponsori privați, însă sumele sunt foarte mici. În marea majoritate a sumelor, să știți că vin și de la consiliile județene. Și atunci vă dați seama că noi avem câțiva ani buni, exceptând anumite perioade când am primit sume, dar oricum ne ajutau, deși nu la nivelul... Primeam la un dat chiar 20.000 de lei lunar, deci erau 240. Nu, separat. 240 la una, 240 la alta. Erau niște sume care ne ajutau foarte mult pe cheltuielile materiale. Eu am făcut o solicitare către Consiliul Județean, eu, Clubul Sportiv Municipal, la solicitarea mea, a făcut o cerere către Consiliul Județean de alocare a 200.000 de lei până la sfârșitul anului. De asemenea, pentru cheltuieli materiale, deplasare, cantonamente, echipament, masă și cazare. Însă, cu cât va întârzia mai mult alocarea acestor sume de la Consiliul Județean, cu atât mai mult nu ne vor servi, pentru că se va întrerupe campionatul la jumătatea lunii noiembrie. Așadar, e frumos să vorbim despre sport, e frumos să vorbim despre handbal, despre performanță, dar haideți să vedem că cu burta goală e cam greu să obții performanța, deși față de alte echipe cu pretenții care nu, dar în trecut la bugete mult mai mici am obținut performanțe mai mari, însă să știți că în ultimii ani marea majoritate a echipelor, pe fondul acestor duble finanțări pe care le primesc și de la primării și de la consiliile județene, au evoluat foarte mult, au investit foarte mult și în lotul de jucătoare și de aceea ne va fi din ce în ce mai greu să ținem pasul cu tot omul fundaș. Vă rog? Da, mă mulțumesc. Problema este, înțeleg, iubesc acest sport. Problema e alta. Noi, în afară că e sub finanțare, asta e situația. Noi acum, dacă erau fetele la zi, două meciuri, astea eram pe locul 2. Dacă nu pierdeam acasă cu Brăila, care n-au avut decât și cu Cisnădie. Dar nu e posibil ca o echipă ca Cisnădie să-ți dea 33 de goluri acasă. Bă, dacă era cu CSM București, înțelegeam. Aici mai trebuie un luat puțin și pe la domnul Ștefan, pe la domnul antrenor. De rezultate răspunde antrenorul. Sunt echipe mult mai cu plata în urma voastră. Hai să nu fim... eu cunosc trei care să... Fetele trebuie totuși acolo să moară fetele. Într-adevăr, sunt de acord. Cu burta goală nu se poate face pe urmă. Noi aveam turul, trebuia să împlinim trei cu lotul care îl avem. Lotul e destul de echilibrat și se poate face performanță. Dar trag încă o dată un semnal de alarmă și către antrenori care trebuie să răspundă de aceste două rezultate, să nu zicem patru. Acum jucăm cu ultima clasată, cu Rapid.
nu e eu până la un punct pot fi de acord cu dumneavoastră. Acum să ne dăm cu presupusul că în funcție de lotul pe care îl avem, puteam să terminăm pe un loc sau pe altul. Vedeți un pic că viața în sport e imprevizibilă. Nu poți să spui că nu mai sunt surprize sau nu se mai întâmplă. Ați văzut Brașovul, care a investit foarte mult, a pierdut la Galați, Reina a făcut egal acasă cu ultima clasată. Așa e în sport, așa e sportul cu femeile, știți că e complicat cu femeile. Problema că trebuie totuși un luat politic. Deci am înțeles mesajul dumneavoastră, avem aici și doi reprezentanți din partea dumneavoastră în Consiliul de Administrație și cred că am înțeles și ei mesajul dumneavoastră. Director care se ocupă, să atragem totuși, să încercăm un lobby-ul care v-aș propune să faceți o întâlnire, să invitați aici toți parlamentarii de neamț, nu numai de referii, și președintele Consiliului Județean, pentru că Atmanul Romașcan e Atmanul Fanioana Moldove, nu numai neamț. Sunt de acord cu noastră, că trebuie să existe interes. Dacă facem lobby-ul, au alte echipe în spate. Nu, să știți că toate echipele de Liga Națională sunt susținute de comunitățile locale. Ceilalți sponsori sunt doar cu sume. Au fost situații, deci să nu credeți că au stat mai cu mâna atinsă la primărie. Însă, din păcate, în momentul de față, e și o situație economică destul de grea la nivel național. Firmele, din păcate, nu au o legislație care să le permită să investească în sport, pentru că nu primesc niciun beneficiu. Și, iată, haideți mai degrabă să facem un lobby la parlamentari, și aici sunt de acord cu noastră, la toți parlamentarii, pentru modificarea finanțării și sponsorizării. Da? Astfel încât cel care efectuează o sponsorizare să aibă niște beneficii fiscale de pe urma acestui. Nu doar. Bine, vă mulțumesc. Foarte mult lumii așteaptă autobuzul. Haideți să găsim o soluție. Vine vremea rea, stau oamenii în ploaie. Chiar nu puteți vorbi cu transportatorii. Un acoperiș mic acolo și nu stea. Nu uite, bate vântul, ploaia, stau acolo și îți. Eu cred că s-ar găsi... Dacă vorbim de tic-tac, eu știu că acolo este o stație de autobuz. Poate dumneavoastră spuneți că este insuficientă la anumite ore. Și... Da? Da? Putem lua în calcul, noi începând din acest an chiar am realizat la noi la platformă o stație de autobuz tocmai pentru a ne face o idee cam care ar fi costurile și timpul de execuție, pentru că din momentul în care va intra în și va opera transportul local care va avea o frecvență de 10 minute, dorim mai multe stații de autobuz din Roman să le dotăm cu aceste stații făcute la noi la platformă. Și sigur că în funcție de resursele pe care le vom avea, după ce vom finaliza și ceea ce înseamnă transportul nostru public local, să ne gândim prima dată la romașcanii noștri, putem ulterior și acolo să extindem acea zonă. Stadiul împrumutului, în momentul de față, așteptăm oferta de la bănci. Termenul de depunere a ofertelor este 6 noiembrie, lunea viitoare, după care urmează draftul de contract. O sală de sport la Liceul Roman Vodă, la Colegiul Național? Momentan avem în calcul această gândire, însă va trebui să găsim soluții la Compania Națională de Investiții, acolo unde noi dorim să punem la dispoziție terenul de sport de la școala 1, unde să se amenajeze această sală. Vă mulțumim frumos!